se egaleze destul de repede. N-a trecut prea mult timp, nu s-a instalat panica. Ce șut și ce gol! Uluitor! Paul Pârvulescu trimite o diagonală în genul celei cu care Hagi a marcat la campionatul mondial din 1994. Superbă reușită a fundașului stânga al Stelei. Da, ceea ce se confirmă, ceea ce spuneam în debutul partidei, fundașii lateral trebuie să aducă un plus în această partidă și Pârvulescu, care urcă la această fază cu mult curaj, își ia inima în dinți și trage de la distanță, prinde un șut senzațional, mingea cade la colțul lung în plasa laterală. E păcat ca Pârvulescu să nu-și folosească aceste calități ofensive pe care le are și marchează un gol magnific. Iată ce înseamnă să ai curaj, să ai încredere în posibilitățile tale. Probabil Pârvulescu, încurajat și de încercările de mai devreme ale coechipierilor săi, este un lucru pozitiv că Steaua încearcă în permanență șutul de la distanță ca armă împotriva unei apărări care stă așezată pe două linii. Aș adăuga că e păcat ca Paul Pârvulescu să joace fundaș stânga, un post pe care n-a mai jucat de mult. 2-1 pentru Steaua, se schimbă datele problemei din acest minut. Paul Pârvulescu marchează cel mai frumos gol al etapei, cu siguranță. Da, pe teren propriu însă, prezența lui Paul Pârvulescu în flancul stâng ca fundaș, cred că este una mult mai bună. Îi permite să vină cu mingea la picior, să urce, să vadă jocul. Are viteză bună și poate depăși adversarul într-un duel 1-1. Are mișcări care pot dezechilibra. De aceea cred, pentru el mai